Subiectul SCP-682, obiect clasa Keter, proceduri speciale de izolare. SCP-682 trebuie distrus cât mai curând posibil. În acest moment, nu există mijloacele disponibile echipelor SCP pentru a-l putea neutraliza pe 682. Metodele încercate fiind doar capabile să provoace daune fizice masive, însă nu distrugerea totală. SCP-682 ar trebui închis într-o cameră de 5x5x5 metri, cu aliaj de 25 de centimetri rezistent la acid, care să acopere toate suprafețele interioare. Camera de izolare trebuie umplută cu acid clorhidric, până când SCP-682 este scufundat și respectiv incapacitat. Orice încercare a lui SCP-682 de a se mișca, vorbi sau ieși din izolare, trebuie să fie imediat raportată, urmând să se reacționeze rapid și cu toată forța posibilă, disponibilă echipelor SCP de la locul de față, așa cum cere protocolul. Personalului este interzis să vorbească cu SCP-682, deoarece ar putea provoca sentimente de furie extremă. De asemenea, tot personalul neautorizat, care încearcă să comunice cu SCP-682, va fi reținut și îndepărtat cu forța. Datorită încălcărilor frecvente ale lui 682, fundația a decis ca SCP-682 urmează să fie mutat în situl. Fundația își va folosi cele mai bune resurse pentru a întreține toate terenurile de pe o rază de 50 de km de civilizația umană, pentru a îl îndepărta pe SCP-682 de aceasta pe cât de mult posibil. Descriere: SCP-682 este o creatură mare, ce seamănă cu o reptilă de origini necunoscute. Se pare că subiectul este extrem de inteligent și a fost observat comunicând cu SCP-079 în timpul limitat de expunere. SCP-682 are o ură asupra vieții, pe care și-a exprimat-o în mai multe interviuri în timpul izolării. A se vedea Addendum 682B. Now, why did you kill those farmers? If you don't talk now, we'll remove you from this attempt and place you back into Barton? Speak up. Move the mic up closer. The microphone only has so much gain. Move it closer to it. Don't mess up, man. Look at it. He ain't... They were disgusting. SCP-682 are o rezistență, viteză și reflexe extrem de ridicate, deși nivelurile exacte variază în funcție de forma sa. Corpul fizic al lui SCP-682 crește și se schimbă foarte repede, crescând sau scăzând în dimensiune. Subiectul capătă energie din tot ceea ce ingerează, fie el organic sau anorganic. Digestia lui SCP-682 pare să fie ajutată de un set de branhii filtrante, care se află în interiorul nărilor, care sunt capabile să îndepărteze materia utilizabilă din orice soluție lichidă, permițându-i astfel lui SCP-682 să se regenereze constant din acidul în care este conținut. Capacitățile de regenerare și de rezistență ale lui SCP-682 sunt uimitoare, acesta fiind văzut în mișcare și chiar vorbind, în condițiile în care corpul său era în proporție de 87% distrus. În cazul unei breșe de securitate, SCP-682 urmează să fie urmărit și recapturat de către toate forțele operative mobile disponibile, iar nicio echipă cu mai puțin de 7 membri nu este autorizată să se angajeze într-o luptă cu subiectul. Până în prezent, încercările de evadare ale lui SCP-682 s-au ridicat la 17, în timp ce încercările reușite s-au numărat la 6. Vezi Addendum 682D. Acesta a fost dosarul lui SCP-682. Mai multe detalii despre alte SCP-uri, în curând.